Bună ziua, bine ați venit la Colegiul Județean PMP. Permisiunea noastră, o să dau citire componenții secretariatului, care sunt trăs de acord cu componența doamna Marcela Tăbușcă, domnul Paincu și domnul Cojocaru. Dacă sunteți de acord cu noastră. Din prezidiu, vă rog să aprobați să facă parte următorii domnul Gandu Susematu, domnul Bucăresc, președinte organizației municipale Părlat, domnul Pavel Ionuț, președinte organizației Orășele și Negrești, domnul Trifan Băutan, președinte organizației municipale Uși, doamna Anistor Elena, președinte organizației de seniori și domnul Paul Costolani, secretarul general al organizației de tineretul vostru. Dacă sunteți de acord cu componența prezidiului. Mulțumesc. Ordinea de zi cu care, dacă sunteți de acord sau completări, să le facem. Informare privind obiectivele politice al Partidului Mișcare Populară stabilite la școală de vară Neptun, 26-9 septembrie 2018, este primul punct. Al doilea punct. Analiza activității organizate de filiala județeană PMP, la care vor lua cuvântul toți președinți de organizații orășenești și municipale. Organizarea participării membrilor PMP la referendumul din 6-7-10-2018 pentru modificarea Constituției și articolului cu definirea familiei, evaluarea desfășurării campaniei de strângere de semnături pentru alegerea primarului în două de scrutin și măsuri organizatorii. Mai avem un punct divers. Dacă mai aveți de completat ceva la ordine de zi, vă rog să spuneți. Poate vrea cineva să mai pune pe ordine de zi un punct. Dacă nu, dacă sunteți de acord, poți vedeți. Vă supun la vot. Tot urmă, da? Bine. Asupra instruirii și la școala de vară de la Neptun, constă în următoarele chestii. A fost depusă de către conducerea partidului, deputați și deputații din partid, o moțiune de cenzură pentru înlocuirea guvernului, pentru limitarea guvernului. Motivele sunt foarte clare și adevărate, pentru care președintele Tomac și deputații noștri din Parlament le-au invocat. Extinderea pestei porcine, care a intrat deja și la Vaslui, am înțeles, la Murcie s-a găsit un caz la care guvernul nu are soluții, la care guvernul cheltuie banii pe niște substanțe dezinfectante care nu și-au efectul, la care au fost sacrificați porcii din curțile oamenilor și vom transforma Crăciunul în Paști, vom trăia voi în loc de porci, și la care oamenii nu și-au primit încă banii. Plus evidența dezastroasă făcută de către comisiile județene, la care au luat porcul de 100 de kilograme și o să plătească 20 kilograme care de porc. Sau cine știe cum. N-au nici evidență. Nici bani. Au despăgubit până acum, după informațiile noastre, în jur de 10% din cei păgubiți. Este dezastru. Banii sunt, Uniunea Europeană a anunțat că va fi peste porcine de acum 2 ani, nu s-au luat măsuri, absolut deloc. Un alt motiv pentru moțiunea cenzură este cel al evenimentelor din 10 august, la care jandarmeria și, bineînțeles, ministrul de interne au înlăbușit efectiv cu cruzime și brutalitate manifestația. Deja ați văzut că din conducerea jandarmeriei, două sau trei persoane comandanți au fost deja puși sub urmărirea penală. Și datele și minciunile spuse de către doamna ministru Carmen Dan sau prefectul municipiului București sau alte persoane din conducerea jandarmeriei au mințit cu
cu privire la data la care a fost dat ordinul de evacuare. Unul zice la ora 8, 20 seara, unul la 23, celălalt sau altul la ora 0:30. Strâmbindu-l în picelot. Asta ar fi punctul cu moțiunea de cenzură. Un alt punct a fost dezbătut foarte serios, care a fost lăsat mai puțin dezbătut în ultima perioadă, este vechiul de țară al partidului. Vechiul de țară al partidului, după cum știți și nu ați uitat, este numai modului cu țara mare, cu România. A fost lăsat, n-a mai fost discutat. Am avut o acțiune cu prin care în primele zile de la declanșurile de asta primăvară a avut succes, prin care toate consiliile locale din județ, unde avem consilieri, li s-au spus și au discutat, trebuiau să discute în consiliile locale, să avem discuțiile astea cu unirea, cu înfrățirea cu Republica Moldova, cum a făcut Cușul, cum a făcut Olteneștiu, au dat niște decizii prin care recunosc consiliile locale că unirea cu Moldova este o nevoie stringentă pentru viitorul și pentru faptul că în anul ăsta, pe 1 decembrie, primim 100 de ani de la ființarea statului unitar român. Un alt punct este cel cu campaniile în desfășurare. Campaniile propuse de către Partidul Mișcarea Populară, alegerea primarului în 2021, care se află la final. Noi avem o foarte mică perioadă de timp, câteva zile, pentru a încheia ceea ce ne-am propus, campania de strângere de semnături. Avem în jur de 7500 de semnături. Ne-am luat angajament și cred că vom realiza cele 10.000 de care ne-am propus. Așa am discutat de la început, că facem 10.000 semnături, 10% din populația județului prezentă la vot la campania din 2016. Și cred că asta o să facem, cu ajutorul noastră, bineînțeles, cum sunt semnăturile astea. De asemenea, se s-a stabilit și pentru o campanie pentru eliminarea pensiilor speciale. N-am primit încă formulare, cred că o să începem și campania asta începând în luna viitoare. Dar deja noi, partidul, avem două cazuri în țară în care un primar a renunțat prin declarație notarială la pensia specială și de asemenea un deputat, deputatul de Bistrița, care renunță la pensia specială de deputat. Sunt lucruri care ne fac să ne gândim că cei din partidul nostru vor să renunțe la să facă propria legislativă pentru eliminarea pensiilor speciale. De asemenea, un alt punct care n-a fost dus la bun sfârșit este aplicarea referendumului cei 300 de parlamentari. Obiectiv de care Partidul Mișcarea Populară, prin reprezentanții săi din Parlament, totul discută și discută, dar nu se aplică. Încă un punct și ultimul este că parlamentarii noștri, bineînțeles partidul, nu este de acord cu introducerea limbii maghiare ca limbă oficială în România. Nu s-a întâmplat nicăieri, o mică populație folopitoare, cum sunt maghiarii, că sunt 7%, că sunt 10%, să aibă limbă oficială sau drapel sau alte chestiuni. Este de ajuns ce se face în Ardeal prin panouri publicitare, prin intrări în localități scrise în limba maghiară. Respectăm minoritatea maghiară, dar nu putem fi de acord cu o limbă oficială pe care să învățăm în școală și poate și la voastră. Nu? Un alt punct pe care ceilalți colegi îl vor atinge este pregătirea referendului pentru modificarea Constituției, definirea clară a familiei tradiționale să fie compusă între un bărbat și o femeie. Am să dau cuvântul colegilor într-o ordine anume. Domnul Bucăiescu, Romulus, vicepreședintele Consiliului Județean,
președintele organizației municipale Bârlad și membru secretar executiv în colegiul, în Consiliul Național, și să pregătește domnul Trifan. Bună ziua încă o dată, stimați colegi. Ne-am adunat la Consiliul Executiv al Județului Vaslui, unde, din punctul meu de vedere, aș vrea să abordăm două teme. Deja domnul Gangu a vorbit despre organizarea referendumului. Aici aș vrea să aduc câteva detalii. Cine nu știe, referendumul se va desfășura pe parcursul la două zile, 6 și 7 octombrie. Rugămintea mea către toți cei din sală și mai ales către cei care sunt reprezentați de zonă este să aducă listele pentru OSV-urile pe care le avem până pe data de 26 septembrie, ceea ce înseamnă miercurea viitoare. Între timp, miercuri, 26 septembrie, cei care au cumva probleme să găsească reprezentanți, v-aș ruga să ne anunțați din timp. Deja luni sau marți, doamna Tăbușcă, cu domnul Pencu, cu domnul secretar executiv general, trebuie să aibă această informație pentru a căuta alte persoane. Acest referendum, în afară faptului că vom vota schimbarea Constituției, din punct de vedere politic, este un exercițiu extrem de important, deoarece ne ajută să facem o radiografie a situației pe care o avem în acest moment, în partea de nostru. Deci acest referendum nu are doar un singur scop, noi o să vedem câți mai suntem, cine a mai rămas, cine a rămas în continuare fidel partidului. Vorbind despre organizația municipală de la Bârlad, în calitatea mea de președinte interimar la aceste organizații, vreau să vă spun că am preluat această funcție cu câteva săptămâni în urmă și vă spun cu bucurie că am găsit în această organizație oameni sufletiști, dedicați și cu o calitate care îmi place extrem de mult, au coloan vertebrală. Îmi face deosebită plăcere să lucrez cu astfel de oameni, chiar dacă mai avem mult de lucru pentru a îmbunătăți anumite aspecte, am toată convingerea că putem să o facem împreună. Avantajul pe care îl avem este că Bârladul este un oraș plin de intelectuali care doresc să apere dreptul liber la exprimare, egalitate în drepturi și, nu în ultimul rând, dorința de prosperitate. Toate aceste lucruri înseamnă apărarea democrației. Democrație pe care, la care ne-am câștigat dreptul la Revoluția din 1989. Vă rog să îndemnați pe toți bârlădenii care și-au pierdut încrederea în celelalte parte de dreapta și de ce nu și în cele de stânga să vină lângă noi și în acest fel vom deveni mai puternici și vocea noastră va fi luată mult mai în serios. Legat de poziția Partidului Mișcarea Populară vis-a-vis de acest guvern, poziția este foarte simplă. Acest guvern incompetent trebuie să plece numai decât. În afara deciziilor foarte proaste pe care le ia, decizii care vor costa românii foarte scump, ne așteaptă un moment extrem de important și rar. Mai sunt 99 de zile și vom prelua președinția Consiliului Uniunii Europene. Adică, atenție, guvernul român o să decide soarta Europei, economic, militar, politic, strategic. Această oportunitate o avem doar o dată la 14 ani. Ne trebuie președinție română care să lase mai mult în urmă decât își pot imagina primul ministru Dăncilă și ministrul Teodorovici. Este șansa României de a arăta că suntem a 7-a țară ca și populație și a 8-a ca și mărime din Uniunea Europeană. Guvernul Dăncilă a prezentat până acum, în loc de priorități concrete, doar o listă lungă în care au fost menționate aproape toate subiectele de pe agenda europeană în ultimii ani.
au vorbit mult, dar de fapt nu au spus nimic. Se pare că pentru guvernul Dăncilă această președinție este coșmarul vieții lor. Din cauza că se știu incompetenți și se știu că nu o să facă față. Ministrul Teodorovici afirmă că România are doar rolul de mediator. Complet fals. În această perioadă, guvernul român va negocia bugetul multianual al Uniunii Europene post-2020. Vorbim despre 1100 de miliarde de euro. Mă întreb cum va putea ministrul agriculturii, domnul Petre Daia, să obțină un consens pe viitorul politicii agricole comune, când și-a dovedit lipsa de competență în a gestiona pesta porcină, ceea ce a dus la pagube de sute de milioane de euro pentru fermierii români. Cum va putea ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, să conducă o ședință în care se iau decizii extrem de importante privind politicile de migrație și de securitate la nivel european, când toată Europa știe că acest ministru este răspunzător de atacurile jandarmilor asupra persoanelor care protestau pașnic în Piața Victoriei, în data de 10 august. Și nu în ultimul rând, cum ar putea avea încredere într-un prim-ministru care nu ajunge la întâlnirile de cel mai înalt nivel, invocând motive puierile. Rugăm guvernul Dăncilă și pe această cale să plece. România nu mai are nevoie să fie condusă de saltimbaci și euro. Sper că mesajul pe care l-am transmis de la această tribună îl veți putea duce și dumneavoastră mai departe, în familie, prieteni, pentru că avem nevoie să strângem rândul. Putem să devenim mai puternici doar dacă suntem mai mulți. Pentru astăzi, cam atât am avut eu să vă spun. Domnul Gambu a spus că următorul este domnul... Da, Trifar se pregătește la ministru. Președintele organizației HUJ, consilier în cadrul Consiliului Local HUJ. O să încerc să fiu cât discurs să poate și o să încep cu activitatea făcută de organizația HUJ pentru campania de strângere de semnături. La momentul actual, cred că avem undeva la 2500 de semnături și o să continuăm pentru săptămâna care urmează. Vorbim de acele OSB-uri, HUJ-ul are completat deja toate cele 20 de secții de votare și depuse la secretariat. Pentru comunii, în jur de 80% sunt făcute. Așteptăm, cum spunea și colegul meu, până marți, sper cel târziu, să fie depuse și restul de liste pentru OSB-uri. Într-adevăr, pentru unii dintre noi, sau colegi, sau poate nu, obiectivul de țară, unirea României cu Republica Moldova, cred că o să devină din ce în ce mai greu dacă nu ne dorim lucrul acesta. E păcat pentru că în județul Vaslui, după informațiile mele, numai municipiul HUJ și cu comuna Oltenești au depus hârtie din Consiliul Local pentru a susține această unire. Sper să ei înseamnă și ceilalți colegii mei, consilieri locali din celelalte comuni rămase. Cred că am fost destul de scurt. Mulțumesc și spor în tot ceea ce vă doriți. Bună ziua și bine ați venit! Mă numesc Elena Nistor, sunt președinte al organizației de seniori Vaslui.
Organizația de seniori a Partidului Mișcarea Populară este o organizație bine definită și are rol decisiv în selecție, formare, promovare a membrilor în funcție de conducere. Voi prezenta activitatea scurtă, așa, în câteva puncte, a Organizației de seniori a Partidului Mișcarea Populară. Organizația de seniori a Partidului Mișcarea Populară Vaslui a participat la informare privind hotărârile luate la Congresul Partidului Mișcarea Populară din data de 16 iunie 2018. În 8-a 7-a 2018 s-a participat la informare în colegiu privind colegiul județean condus de domnul președinte Corneliu Vichileț. De asemenea, avem implicarea tuturor seniorilor la strângerea de semnături pentru alegerea primarului în două tururi de scrutin. Întâlnirea noastră de astăzi are ca scop pregătirea participării membrilor la referendum din 6-7 octombrie 2018. De asemenea, Organizația de Seniori și-ar propune ca începând de luna asta să ne organizăm cu ceilalți seniori din organizațiile Bârlat, Huș, Negrești și Vaslui, ca pe 1 decembrie, când se împlinesc 100 de ani, să facem și noi o întâlnire la Alba Iulia. Vom lua legătura, o să discut cu domnul președinte, să vedem ce putem face. Eu aș dori cam două zile, dormim vineri seara, sâmbătă este, știu că e 1 decembrie și sâmbătă seara iară la Alba Iulia, duminică o să ne întoarcem spre casă. Vom vizita Alba Iulia, vom sta la ședință, la tot ce este prezentat, manifestație și de acolo vom avea și alte obiective turistice. Cred că poate să meargă și ce, o să nu mai... Da, bine, n-am organizat seniori și propune, dar o să fie ajutată de tineret, care ei mereu, noi suntem, ei sunt motorul, noi susținem, dar o să ne ajute tineret, organizația de femei, nu? Dar bineînțeles că fără dumneavoastră și fără domnul Gangu nu putem noi pleca. Dacă domnul Gangu e deja la seniori, da? E, nu are un pic, dar prevenea are și el destui juniori. E tână, mare, mai are până, mai schimb un bom președinte până când ies la vezi. Nu o face nimic, domnul. Proiecte sunt multe asumate de Partidul Mișcare Populară, dar trebuie să arătăm ce am făcut Partidul Mișcare Populară pentru a scădea puterea PSD-ului. Îmi doresc ca fiecare senior să aducă noi membri, să întărim organizația, care doresc o schimbare a mediului politic. Țin să mulțumesc pentru sacrificiul făcut astăzi și vă doresc o toamnă bogată, plină de putere și Doamne ajută! Și numele meu este Costolache Paul, secretar general al Organizației Județene de Tineret și trezorier în Consiliul Național al Partidului Mișcarea Populară. Despre Organizația de Tineret Județeană Vaslui pot spune că a susținut și va susține în permanență proiectele naționale ale partidului. Odată cu începerea școlii și perioada septembrie-octombrie, vrem și vom reuși să ne mărim echipa și să devenim nu una dintre cele mai bune organizații de tineret, ci cea mai bună. Ziua de 1 decembrie se apropie și ne dorim ca în această importantă zi să organizăm o activitate la nivel județean, cu toți tinerii implicați. Atât am avut de zis, vă mulțumesc și o zi frumoasă! Bună ziua, dragi colegi! Vorbești mai mult de azi, cum să la comunicare. Nu cred că o să vorbesc ca mult astăzi, o să vorbesc doar la obiect.
Deci eu îți vorbesc în primul rând de organizația Negrești, al cărui președinte sunt, și despre comunicare, fiind și reprezentantul vicepreședinte pe comunicare la Vaslui. Deci, organizația Negrești a fost implicată în campania alegerea primarului în două ture de scrutin, strângând 1170 de semnături. După cum știți, dacă nu știți, o să vă spun eu, în urma rectificării bugetare propusă de guvernul PSD-ALDE, Negreștiul a primit, i s-au alocat 0 lei, deci oricum suntem ultimii și cei mai săraci, ceea ce va duce la blocarea tuturor investițiilor propuse de Consiliul Local. Deci orașul Negrești va trebui să mai aștepte încă 2-3 ani de zile pentru finalizarea proiectelor propuse. Centru de ecarisaj, știți că la noi este o problemă cu câinii. Investiții de reabilitare la Școala Generală Mihai David și la Liceul Nicolae Iorga. De asemenea, reamenajarea parcurilor și asfaltarea satului Căzănești. Problema cea mai importantă a Negreștiului rămâne, într-adevăr, Spitalul Negrești, care, după cum știți, în afară de campania care am propus-o și am desfășurat-o, niciun alt partid sau și nici Primăria Negrești nu a luat nicio măsură. Din câte știu, nici măcar nu a răspuns la solicitările domnului deputat Cornel Bichineț, care a depus la secretariatul Consiliului Județean o scrisoare care ar fi cum ar putea rezolva problema Spitalului Negrești. Bineînțeles că răspunsul a întârziat, încă mai așteptăm. Pe comunicare, eu v-aș recomanda să, pentru orice informație, să accesați pagina de Facebook al Partidului Mișcarea Populară, chiar așa se numește, Partidul Mișcarea Populară Vaslui, unde veți găsi tot ce înseamnă informații locale sau naționale despre acțiunile deputatului Cornel Bichineț sau despre acțiunile celorlalți lideri al partidului. După cum știți, se apropie și ziua de 1 decembrie, având în vedere că suntem în centenar, noi la Negrești am propus să facem o sărbătoare mai specială, așa cum îi place românului. O sărbătoare care noi sperăm să fie o întâlnire frumoasă, unde putem să socializăm, să ne cunoaștem mai bine. Bineînțeles că o să fie și o să primiți cei care o să dorească să vină, o să primiți invitații din partea noastră. Și noi sperăm ca prin acțiunea care o vom face atunci să fie o acțiune de bun augur partidului. Asta am avut de zis. În rest, domnul Cangu, o să vă mai zic o dată. Mulțumesc! Dacă ați mai avut în arătare, e că domnul Painicu să vă transmită niște date de nici legate de referendumul care va avea cu 6-7. Mulțumesc! Bună ziua, domnilor și domnilor, stimați colegi! Vreau să vă aducem la cunoștință câteva probleme de ordin administrativ și organizatoric în legătură cu referendum din data de 6-7 octombrie 2018. De la bun început vreau să vă spun că am avut ceva emoții în legătură cu unele probleme organizatorice, întrucât în niște acte normative care au fost emise și care reglementează această activitate, au fost unele lucruri, unele prevederi interpretative. În sensul că în legea numărul 3 privind referendum se prevedea ca toate partidele politice parlamentare să aibă reprezentanți în birourile electorale ale secțiilor de votare, iar în ordonanța numărul 743, prin care s-a stabilit graficul de desfășurare a lucrărilor pregătitoare, era prevăzut ca toate partidele politice care
parlamentare care au grupuri parlamentare atât în Camera Deputaților cât și în Senat. Nu este așa. Grație. Deci, vă rog frumos, haideți să nu... Doamna judecător a interpretat corect această vedere din ordonanța de urgență. Referirea la grupuri parlamentare în ambele camere se referă nu la partidele parlamentare, se referă la organizațiile minoritare. Și la. Nu, și la. Numai la. Unde scrie, doamna? Ați văzut scris? Da, am văzut scris și vă citesc dacă vreți. Da. Haideți la microfon, doamna. Un pic sutienul, doamna, trebuie să vedem. Haideți ca să nu stricăm. Da, dar e mai bine așa pentru confirmare mai deci. Nu e cazul să stricăm ce am realizat. O fuzie pe care am răbunit-o aseară cu doamna judecător, președinta Verzului de la Vaslui. Deci, haideți, în legea... Deci, în legea 3 din 2000, legea privind organizarea referendumului, la articolul 24, vă citesc, Biroul Electoral Central, este vorba de Biroul Electoral Central de la București, da? Cel care coordonează activitatea referendumului în toată țara, este alcătuit din 7 judecători ai Curții Supreme, dintre care unul va îndeplini funcția de președinte, precum și de câte un delegat al fiecărui partid politic reprezentat în Parlament. Deci nu face nicio referire la grupuri parlamentare, da? La articolul 26 din legea 2, deci din legea 3, se referă la birourile electorale de circunscripție ale județelor, care spun că se compun dintr-un președinte și cel mult 6 delegați ai partidelor politice reprezentate în Parlament. Ordonanța de urgență vine și modifică. Asta e ordonanța, da? Așa. Deci ordonanța de urgență 86 vine și modifică această lege 2003. Dar deci, în condițiile în care nu modifică cu absolut nimic articolul 24, care face referire la membrii din BEC, din Biroul Electoral Central, vine cu o completare la articolul 26 și spune așa: în cazul referendumului național, birourile electorale de circunscripție ale județelor și al municipiului București, Biroul Electoral pentru secțiile de votare din străinătate, oficiile electorale ale sectoarelor municipiului București și birourile electorale ale secțiilor de votare din țară se compun dintr-un președinte și cel puțin 6 delegați, cel mult 6 delegați ai partidelor politice parlamentare și ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale cu grup parlamentar propriu în ambele camere ale Parlamentului. Deci, articolul din legea 2, din legea 3, a fost, acel articol a fost adăugat prin conjuncția gramaticală și, în ultima frază, o propoziție. Propoziții care se referă la grupurile minorităților. Nici într-un caz la partidele parlamentare. Ce spuneți dumneavoastră a apărut în mass media, doamnă? Eu vă spun decizia judecătoarei care este președinta Bejului de la Vaslui. Este emisă doar la nivel de județ, nu sau nu. Și, dar este, deci este logic să spună că legiuitorul nu poate da o condiție mai restrictivă la nivelul Bejului decât la nivelul Becului. Să știți să înțelegem noi că avem drept de observatori în secțiile de votare. Avem, o să avem reprezentanți în secțiile de votare. Și e la televizor, dat că domnul așa este, fiecare delegat la Bej și-a susținut punctul de vedere. Așa. Doamna Marcela Tăvușca, seara la ora 8, a avut ședință în comisia respectivă. A discutat aspectul legii și a modificărilor ordonanței și au interpretat, cum v-a și spus la dineaură. Interpretarea deci este la am interpretat-o de eu, deci este judecătoarea judecătorul pe această cale ferice judecătorul și președintele comisiei la Vaslui. Președinta Biroului Electoral Județean este președinta Tribunalului Vaslui, deci nu este orice fel de judecător. Are
oarece greutate în ceea ce spune, nu e... A fost acceptat în baza legii și a ordonanței pe ceea ce v-am explicat mai devreme. Iar, de cât am înțeles, discuțiile încă sunt la nivel divers, deci nu la birou electoral central, nu va fi problema să nu avem reprezentant. Nu e posibil să se schimbe până miercuri? Eu zic că nu. Deci este posibil să se schimbe în sensul acceptării PMP-ului în toate birourile electorale județene. Deci, în alt sens, nu se poate schimba decât așa. Mulțumesc, doamna. Mă explicați că am intervenit, dar nu trebuie să creăm și să mergem cu confuzii mai departe. E clar, nu? Deci suntem, avem delegați, asta este expresia legii, delegați. Deci nu... Dacă până pe ziua de 4 octombrie apar modificări în ceea ce privește delegații în secțiile de votare, vă rugăm să ne transmiteți, exact ca și până acum, copia buletinului sau a actului de identitate, da, cărții de identitate, scris pe versul sau pe față numărul de telefon a persoanei respective și secția la care se poate face înlocuirea respectivă. E clar? Deci, până vineri 4 octombrie. Nu este nevoie de o împuternicire scrisă ca să evităm eventuale întrebări ulterioare care se vor pune și probabil că o să apară în unele situații dacă este cazul ca delegatul nostru în birou, secție de votare, să aibă o împuternicire scrisă asupra lui cu care să se prezinte la birou electoral al secției de votare. Nu este nevoie potrivit legii. De ce? Pentru că președintele secției de votare este obligat ca vineri, în data de 5 să fie la biroul electoral la secție de votare, să ia în primire secția de votare și toate materialele necesare votării în ziua de 6, buletine de vot, etc., etc., etc. El are această obligație să vă contacteze delegații din birourile secțiilor de votare telefonic ca în data și la ora respectivă să fie prezenți acolo. Deci nu vă poate solicita nimeni așa ceva, doar că delegații trebuie să aibă asupra lor actul de identitate. Dacă se întâmplă și nu vă convoacă președintele secției, biroului secției de votare, vă rugăm ca dumneavoastră să spuneți la toți delegații respectivi să se prezinte vineri la sediul biroului secției de votare cu buletin și să-i spună președintelui, uitați, eu sunt reprezentant din partea Partidului Mișcarea Populară. De asemenea, pentru activitatea desfășurată în această perioadă, nu mai mult de 3 zile, toți delegații din secțiile de votare vor primi o indemnizație echivalentă 5% din salariul minim brut pe economie. Telefoane de contact în acest interval de timp, adică până acum și în continuare, vă rog să rețineți. Al domnului Gancu îl cunoașteți, da? Al doamnei Tăbușcă îl cunoașteți? Da. Telefonul meu 0723 444 148. Pencu mă numesc. Da, mulțumesc, domnule. Asta e tot. Mulțumesc. Numărul de telefon. 0723 444 148. Vă transmit eu, în mod util, la toată lumea numărul telefonului la domnul Pencu, care vedeți prea mulți bibliotecari ce-ți spune ceva, era să spui și domnul. Spunea, nu am luat de continuu, spunea așa, domnule. A fost, într-adevăr, argumentații serioase în seara la Beș. Felicit doamna președintă a comisiei că a fost acceptat și pentru interpretarea adevărată a legii susținută de către doamna Marcela Tăbușcă. Într-un încheiere, aș vrea să vă mulțumesc pentru participare și să ne vedem sănătoși la pentru următoarea ședință. Veniți și dacă la noi, domnule. Consiliul Executiv Județean, membrii Consiliului Executiv Județean sau membrii Consiliului Executiv Județean sau membrii